Meditații la minut. Vă propun să ne gândim la tot ce a învățat copilul nostru de când s-a născut. A învățat să meargă, să vorbească, să mănânce singur. A învățat să se dea pe topogan și să-și facă prieteni. A învățat chiar cum să ceară ciocolată de la bunica și să obțină, chiar dacă mama nu prea e de acord. Cum a învățat copilul toate aceste lucruri? Observând și experimentând, absorbind informațiile din jur. Care este condiția de bază pentru aceasta? Ca lucrurile să fie de interes, să aibă un sens pentru el. Ce se întâmplă însă atunci când adultul intervine brutal în acest proces de învățare, încercând să facă copilul să asimileze niște informații de care nu este interesat sau nu este pregătit să le afle? Cum ar fi să când se trezește mami dimineața și spune: gata, astăzi mergem la lecții de călărie, iupi! Copilul nu pare foarte interesat de acest lucru. Când acest lucru se întâmplă, copilul se oprește din mișcarea sa naturală de învățare și încearcă să adapteze acestei cereri exterioare. Poate primi un mesaj negativ cu privire la capacitățile lui de înțelegere și poate decide să renunțe la interesul și curiozitatea sa naturală, așteptând tot timpul instrucțiuni din exterior. Pierde astfel ceva foarte prețios: contactul cu interesul său autentic, plăcerea descoperirii și bucuria care vine din a afla lucrurile pe cont propriu. Așadar, ne întrebăm, oare este înțelept să obligăm copilul să învețe ceva pentru care nu este pregătit? Nu ar fi mai bine să-l ghidăm și să-i întreținem această flacără interioară a motivației sale, ca el să-și găsească singur drumul de care are nevoie? Pe data viitoare, la Meditații la Minut.